Bună copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Grija lui Dumnezeu pentru slujitorii săi. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 19, cu versetul 26. La oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Lui Dumnezeu îi place să facă tot felul de lucruri ca să-i ajute pe oameni și se bucură când ei îl ascultă și îl iubesc. De-a lungul slujirii ca profet al lui Dumnezeu, Elisei s-a străduit să-i facă pe israeliți să nu se mai închină la idoli, ci lui Dumnezeu. Elisei a fost preocupat în mod special de școlile profeților. Le-a vizitat deseori și i-a învățat pe elevi. În școlile acestea, tinerii studiau legea și istoria poporului lui Dumnezeu, precum și lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Ei învățau cum să se roage și să se încreadă în Dumnezeu, cum să fie conducători înțelepți și învățători buni ai cuvântului lui Dumnezeu. Uneori, Dumnezeu a făcut minuni fără seamăn ca să le demonstreze tuturor oamenilor că Elisei era profetul lui. O astfel de minune s-a întâmplat când Elisei a vizitat școala de la Ierihon. Elevii din școala aceasta aveau o problemă și au vorbit cu Elisei despre ea. Haideți să vedem care era această problemă. Doi împărați, capitolul 6, cu versetele 1 și 2. Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns: duceți-vă! Tinerii voiau să meargă la râul Iordan ca să taie niște copaci de pe mal. Astfel, făceau rost de lemne ca să construiască o școală mai mare. Elisei era bun și plin de Duhul Sfânt și când tinerii l-au rugat să meargă cu ei, el a acceptat. Așa că Elisei și tinerii și-au luat securile și s-au îndreptat spre malul Iordanului. Unul dintre ei nu avea secure, așa că a împrumutat una. Crezi că a intenționat să aibă mare grijă de ea? Poc, poc, poc! Se auzea în timp ce tinerii de la școala din Ierihon tăiau cu securea. Ei erau cu Elisei aproape de Iordan, tăind copaci ca să aibă lemne să construiască școala mai mare. Apoi, dintr-o dată, s-a întâmplat ceva îngrozitor. Partea de metal a securii împrumutate a alunecat de pe mânerul de lemn și a căzut în Iordan. S-a dus de tot la fund în apa mâloasă, unde nimeni nu mai putea vedea. Ce a spus tânărul lui Elisei? Haideți să ascultăm. Doi împărați, capitolul 6, cu versetul 5. Ah, domnul meu, era împrumutat. Unde a căzut? A întrebat Elisei. Tânărul i-a arătat locul unde căzuse și Elisei a tăiat o bucată de lemn și a aruncat-o în apă în locul unde se scufundase securea. Ce s-a întâmplat? Haideți să ascultăm în continuare versetul 6. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Cât de uimiți trebuie să fi fost toți când au văzut fierul greu de la secure plutind pe suprafața apei lângă bucata de lemn. Ei știau că fierul nu putea plăti. Dumnezeu făcuse o minune. Ia-l, i-a zis Elisei tânărului. Imediat, el s-a întins și a luat fierul securii din apă. Era foarte recunoscător că Dumnezeu îl folosise pe Elisei ca să recupereze securea împrumutată. În timp ce Dumnezeu îl folosea pe Elisei ca să-i ajute pe israeliți, Satana făcea tot posibilul să scape de ei. De data aceasta, i-a determinat pe sirieni să înceapă să le facă necazuri israeliților. Într-o zi, împăratul Siriei a avut o întâlnire secretă cu armata lui și au plănuit să se ascundă într-un loc de unde să-i poată surprinde pe soldații israeliți și să câștige bătălia.
Soldații sirieni s-au ascuns exact acolo unde le spusese împăratul. Dar Dumnezeu, care vede tot, știa unde erau sirienii și i-a spus lui Elisei. Ce a făcut Elisei? Haideți să vedem ce găsim în 2 Împărați, capitolul 6, cu versetul 9. Ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Apoi regele din Israel a trimis spioni în locul precizat Elisei. Cum era de așteptat, soldații inamici erau acolo, așa că soldații israeliți nu s-au apropiat de locul acela. Ascunzătoarea aceea nu a funcționat, așa că împăratul sirian a ales un alt loc în care să se ascundă. Din nou, Dumnezeu i-a spus lui Elisei, iar Elisei i-a spus la rândul lui regelui din Israel. În felul acesta, israeliții nu s-au mai bătut cu sirienii și lucrul acesta s-a întâmplat de multe ori. Împăratul sirian era sigur că cineva îi divulga secretele și s-a supărat din cauza aceasta. Și-a chemat slujitorii și a zis: chiar nu vreți să-mi spuneți care dintre voi mă spionează pentru regele israeliților? Ce i-au răspuns slujitorii? Haideți să ascultăm versetul 12. Nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Ce a făcut împăratul când a auzit așa ceva și ce le-a zis? Duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă. Știa Dumnezeu despre planul secret al împăratului de a-l prinde pe Elisei? Cum avea să aibă grijă Dumnezeu de Elisei? În curând, slujitorii s-au întors și i-au spus împăratului lor: el este la Dotan. Imediat împăratul sirian a adunat mulți soldați, cai și care și-au mers toată noaptea până la Dotan. Apoi a făcut un cerc în jurul cetății pentru ca nimeni să nu poată ieși sau intra. A doua zi de vreme, slujitorul lui Elisei s-a trezit și și-a început lucrul pe care îl avea de făcut în ziua aceea. Când a văzut sutele de soldați, de cai și de care, a fost surprins și s-a speriat. S-a dus în grabă la Elisei și a zis: acum ce să facem? Era teamă lui Elisei? Nu, el știa că Dumnezeu îi poartă de grijă. Ce a zis profetul? 2 Împărați 6:16. Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Chiar dacă nu-i vedea, Elisei știa că îngerii lui Dumnezeu erau peste tot în jurul cetății Dotan. Ce a cerut Elisei lui Dumnezeu să facă? A răspuns Dumnezeu rugăciunii profetului. Haideți să ascultăm versetul 17. Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Îngerii sfinți ai lui Dumnezeu erau între Elisei și soldații sirieni, ocrotindu-l. Va trimite Dumnezeu îngeri să aibă grijă și de tine? Haideți să ascultăm Psalmi 34 cu versetul 7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Elisei era la Dotan, înconjurat de soldații sirieni care veniseră să-l prindă, dar Dumnezeu își trimisese îngerii ca să-l ocrotească pe Elisei, iar aceștia erau peste tot în jurul cetății, între el și inamici. În timp ce soldații sirieni se apropiau de Dotan, Elisei s-a rugat din nou astfel: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Ce rugăciune ciudată! Domnul știa însă ce avea de gând Elisei și a făcut ce a cerut el, orbindu-i pe soldații sirieni care nu mai puteau vedea nimic, nici măcar pe Elisei. După aceea, Elisei s-a dus să-i întâmpine pe soldații orbi. Nu acesta este drumul și nu acesta este cetatea, a zis ei. Veniți după mine și vă duc eu la omul pe care îl căutați.
așa că toți soldații orbi l-au urmat pe Elisei direct în cetatea Samaria, unde locuia regele lui Israel. Dar bineînțeles că ei nu știau acest lucru, pentru că nu puteau vedea pe unde mergeau. Apoi, Elisei s-a rugat din nou: Doamne, deschide-le ochii oamenilor acestora să vadă. Așa că Dumnezeu i-a făcut pe toți soldații în stare să vadă din nou. Și ce au văzut trebuie să-i fi surprins și speriat. Erau prinși în mijlocul Samariei, înconjurați de israeliți. Regele lui Israel era încântat. Ce oportunitate excelentă să scape de cei mai răi dușmani! Ce a zis el? 2 Împărați 6:21. Să-i măcelăresc? Să-i măcelăresc, părinte? Ce spune Dumnezeu că ar trebui să le facem dușmanilor noștri? Proverbe 25:21-22. Dacă este flământ vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Elisei a avut o idee. S-a gândit că era un moment potrivit ca să le arate sirienilor puțin din cum era cu adevărat Dumnezeul cerului. Ce a spus Elisei regelui să facă? 2 Împărați, capitolul 6:22. Obișnuiești oare să măcelărești pe acea pe care îi iei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Așa că israeliții au organizat pe loc o mare petrecere pentru dușmanilor. Când mâncarea a fost gata, soldații sirieni s-au așezat, au mâncat și au băut apa pe care israeliții le-au dat-o. Când au terminat, ei au plecat din Samaria și s-au întors în țara lor. După aceea, armata siriană nu i-a mai necăjit pe israeliți mult timp. Nu-i așa că este minunat cât de mult bine poate face Dumnezeu printr-un singur om care îl iubește și îl ascultă? Elisei nu a făcut nimic din toate acestea prin puterea lui. Nu-i așa? O, nu, nu. Nimeni nu poate face nimic bun fără Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile, la fel cum spune și textul nostru de memorat. Care este? La oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Matei 19:26. Dumnezeu vrea să te folosească și pe tine să faci lucruri minunate pentru a-i ajuta pe cei din jur. Pe cine poți ajuta astăzi? Întrebări pentru gândit. De ce trebuiau tinerii de la școala profeților să taie copaci? Cine a făcut să plutească securea de împrumut? Poate Dumnezeu să facă orice? Te poate ajuta dacă pierzi vreun lucru? Ce a văzut slujitorul lui Elisei după ce Elisei s-a rugat la Dumnezeu să-i deschidă ochii? Pe cine trimite Dumnezeu să aibă grijă de noi? Ce le-a spus Elisei israeliților să le dea soldaților sirieni? Cum ar trebui să-i tratăm pe oamenii care nu sunt buni cu noi? Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm! Dragă Tată din Cer, îți mulțumesc că trimiți îngeri să aibă grijă de mine. Te rog, ajută-mă să-mi amintesc că pot să mă încred în Tine și că nu e nevoie să mă tem. În numele lui Isus, amin! Fiți binecuvântați, să fiți buni misionari pentru Isus. Domnul cu voi!